7 semne care te provoacă, te interoghează și te desparte de oameni. 7 semne care te apropie, te invită, te ajută să-L cunoști pe Hristos și să prinzi rădăcini adânci în El. Nu știu dacă realizăm cât bine ne pot face semnele acestea și cu fiecare duminică să putem avansa pregătindu-ne pentru sărbătoarea patimilor și a învierii. Din propria experiență am realizat că există o mare capcană, pur și simplu datorită zdroabei, aglomerației, stresului, ne trezim aterizând în sărbători mai stresați, mai slăiți și parcă ne lipsește acea dimensiune interioară care este fundamentală pentru absolut fiecare dintre noi. Bunăstarea noastră nu doar din punct de vedere spiritual, ci și din punct de vedere fizic, mental, depinde de felul în care ne așezăm, de felul în care ne poziționăm față de aceste sărbători. Cu alte cuvinte, semnele ne oferă un fel de profilaxie a inerției sărbătorii. Ne învață să încetinim, să oprim, să avem momente de răgaz pentru a interioriza și pentru a prinde perspectiva cerului. Dacă schimbarea apei în vin ne lasă adierea electrizantă a unei alte realități, e acea bucurie care te duce până la nunta mielului, vindecarea fiului acelui slujbaș ne pune în palme atitudinea prin care putem avea acces fiecare dintre noi la această nuntă, la această realitate. Pentru ca în semnul despre care s-a discutat duminica trecută, vindecarea acelui om bolnav de 38 de ani, să vedem cât de deprimantă poate să fie boala, atât la nivel fizic, cât și la nivel religios. Fiecare semn pleacă de la o nevoie reală, fizică sau spirituală. Fiecare semn îți ațintește privirea înspre cruce, înspre Hristos. Și fiecare semn ne cheamă la încredere și viață. După fiecare parcurs ar trebui să ne întrebăm, oare mă pot încrede în El? Oare cunosc acea viață în adevăratul sens al cuvântului, viață din abundență? Oare ce ne așteaptă astăzi cu înmulțirea pâinilor? Ioan capitolul 6, de la 1 la 15. După aceea, Iisus a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după El, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu sau peste cei bolnavi. Iisus a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii Săi. Paștele, interesantă notificare, praznicul iudeilor era aproape. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o gloată mare vine spre El. Și a zis lui Filip, de unde să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-L încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, păi pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de denari, n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Iisus a zis, spuneți oamenilor să-și adă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a dat, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor Săi, strângeți firimiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic.
Le-au adunat deci și au umplut 12 coșuri cu firimituri care rămăseseră din cele 5 pâini de orz după ce mâncaseră toți. Când au văzut oamenii acest semn pe care l-a făcut Iisus, au zis: cu adevărat, acesta este profetul care urma să vină în lume. Atunci Iisus, știind că au de gând să vină să-l ia cu forța ca să-l facă rege, s-a retras din nou înspre munte, doar el singur. Înmulțirea pâinilor este singura minune din Evanghelii amintită de toți cei patru evangheliști. După primele două semne pe care Ioan le identifică, acesta a fost primul, al doilea, Ioan ne dă o temă de casă. Ne invită să fim un fel de detectivi și să le descoperim noi pe celelalte. O să citiți comentarii, oameni care identifică diferit celelalte semne. Dar mie mi se pare că e mult mai palpitantă lectura Scripturii în cheia aceasta. Fiecare semn e secundat de o explicație sau de o tâlcuire. O să ziceți, dacă ați fost atenți la primele două semne, păi unde e tâlcuirea cu vinul? Păi fereastra prin care poți privi ca să înțelegi tâlcuirea este curățirea templului, care te trimite la ultimul semn al patimilor și al învierii. Tot ceea ce înseamnă cer, banchetul ceresc, împărăția lui Dumnezeu, poate fi privit printr-o fantă îngustă spre această realitate. Și mai complicat devine când te uiți la semnul 2. Este cel mai succint, într-un mod atât de lapidar, încât nici n-ai apucat să începi să citești, că deja ai ajuns la final. Îl găsești pe acel om ajungând în familia lui și încrezându-se cu toată casa lui. Păi în cazul de față, observați, nici nu mai e nevoie de o tâlcuire. E un caz concret de om care ne arată genul de încredere pe care o găsim doar după fericirea adresată lui Toma, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Vedem de pe paginile Evangheliei un exemplu că se poate. Și lucrul acesta, să știți, că ne pune mari probleme nouă celor din zilele de astăzi, pentru că oamenii de atunci, cu mult mai puține informații, au știut să se agațe de Hristos. Patru cuvinte: du-te, fiul meu, trăiește. Și au fost de ajuns. Nu are nevoie să vadă alte semne ca să creadă. Vindecarea slăbănogului e urmată de disputa legată de ziua sabatului, de autoritatea lui Iisus. Iar minunea cu înmulțirea pâinilor este legată de acest dialog pe tema pâinii care satură, care stâmpără foamea sufletului. Dar ceea ce șochează efectiv la acest semn este convergența a trei planuri: material, sapiențial, adică de înțelepciune, și sacramental. Cu fiecare plan cobor tot mai adânc sau urci tot mai sus în ce privește șocul și tensiunea pe care ți-o creează acest miracol. Câteva lucruri ne alertează încă din partea introductivă a lecturii. Inițiativa Mântuitorului, de unde avem să cumpărăm pâini, intensitatea dialogului care se iscă între el și evrei și mențiunea că sărbătoarea Paștelor era aproape. Miracolul are trei părți: semnul propriu-zis, dialogul și scandalul. Pâine, cuvânt și sacrament. Iată cum ar putea fi evidențiat semnul de astăzi. Semnul întreit al providenței, interiorității și îndumnezeirii. Punctul culminant îl atingem la final, în 6:58. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Și se referă la trupul său și la sângele său. De la pâine la viață. Acesta este traseul pe care îl instituie Hristos parcurgând această minune împreună. Versurile din liceu ale lui Alexandru Macedonski mi-au rămas întipărite, m-au bântuit și se potrivesc pentru
începutul discuției despre cel de-al patrulea semn. Cu tremur e setea și a foamei simțire, e șarpe ducându-și a ei zvârcolirea. Când ai trăit ultima dată senzația asta acută de foame sau de sete? Destul de greu de spus. Dar provocarea pe care Hristos ne-o face astăzi e când ai trăit ultima dată senzația asta din punct de vedere spiritual. Și lucrurile deja se complică și mai mult în fața acestor evidențe. Cât de bună e mâncarea după o zi de post sau după un efort susținut în natură. Totul în relatarea de azi pleacă de la trezirea unei nevoi reale, de care Hristos se folosește fie pentru a-i atrage, fie pentru a-i distanța pe oameni, inclusiv de ucenici, vedem la final. Hristos, este un lucru care pe mine mă uimește, arată același respect pentru foame, sete, boală sau golul interior. E clar că vrea să ne ducă spre pâinea vieții. Dar miracolul pentru mine este respectul pe care Hristos îl arată față de orice nevoie. Așadar, primul stadiu în înțelegerea semnului, semnul providenței. Conștientizez tot mai mult, mai ales în lectura anumitor texte, o previzibilitate care îmi fură sensibilitatea spirituală. Cred că foarte rar am predicat din înmulțirea pâinilor. Mi se părea o minune atât de previzibilă, atât de obișnuită, atât de familiară. Ce să-ți mai spună un text de felul acesta astăzi? Iisus și-a ridicat ochii și a văzut o mare gloată care vine spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce. Asta era cuvântul de care mă împiedicam înainte. Simțeam că e un fel de joacă pentru Hristos, că îl pune la test, la încercare. Acum, ceea ce văd nou în textul acesta este ce urmează după momentul acesta. Și anume, pentru că știa ce are de gând să facă. Cu alte cuvinte, miracolul nu-i o întâmplare. Hristos nu ajunge cumva victimă într-o împrejurare și trebuie să improvizeze. Și mesajul răspicat pe care ne-l transmite e că purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de tine nu-i accidentală, ci intențională. Și cuvântul intențional surprinde repetitivitate, implicare în proiectele tale, în viața ta. La fel ca în semnul precedent, cu vindecarea slăbănogului de 38 de ani, inițiativa îi aparține 100% lui Hristos. Când Iisus îl întreabă, vrei? Păi, până să ajung acolo, deja o intrat altul înaintea mea. Și în cazul acesta, inițiativa îi aparține lui Hristos. Nu e o demonstrație de forță, ia să vă arăt cum stă treaba, ci o demonstrație de iubire, ca să vedeți cât de mult îmi pasă. Este o rememorare a purtării de grijă a lui Dumnezeu de-a lungul istoriei. De ce credeți că amintește de mană 40 de ani în pustie? Ce emoție electrizantă să simți că Dumnezeu nu și-a abandonat poporul. Cum te simți să știi că Iisus a planificat să se implice în viața ta și să aibă grijă de tine? Nu știu ce simțiți în momentul în care citiți versetul din 1 Petru capitolul 5, versetul 7 și aruncați asupra lui nu o parte, nu una, măcar toate îngrijorările voastre. Și partea a doua e forța de rezistență, pentru că el însuși se îngrijește, e preocupat, se implică intențional în viața ta și în viața mea. Ceea ce face ca semnul acesta să fie unul de excepție sunt câteva detalii. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești
cât au voit. Dacă Filip spune, din banii pe care avem, puțin, dar nu-i sigur că ajunge la toată lumea. Să citești că le-au dat cât au voit din pești. După ce s-au săturat, Iisus a zis, strângeți firimiturile ca să nu se piardă nimic. Cum te simți să știi că Dumnezeu intenționează nu să te țină în viață, ci să te îndestuleze? Ce dovadă mai potrivită decât cele 12 coșuri, imaginea simbolică a celor 12 seminții? De la nimic, 5 pești și 5 pâini și 2 pești, dintr-o dată, firimiturile reprezintă mai mult decât și-au imaginat ei. Ca să aveți o imagine, textul spune erau 5.000 de bărbați. Deci înseamnă că femeile și copiii nu erau numărați. Asta înseamnă că undeva cam la capacitatea pe care o are sala polivalentă. Toți să fie îndestulați, binecuvântați de Hristos. Asta nu înseamnă că El e abonatul de serviciu, iar noi nu mai trebuie să facem nimic. Asta e capcana. O să vedem imediat, ei se repede, îl caută pe Hristos, de partea cealaltă a mării, și-o zis, învățătorule, când ai venit aici? Și Hristos le spune, mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că v-ați săturat. Doriți o repetiție în problema aceasta. Mi-aduc aminte de o fază comică din benzile desenate, care sună în felul următor. Sunt doi protagoniști care stau de vorbă. Și unul zice, câteodată aș vrea să-L întreb pe Dumnezeu de ce lasă pe pământ atâta sărăcie, foame și nedreptate. Când ar putea să facă ceva în privința asta? Ce te oprește? Îl întreabă celălalt. Păi mă tem că Dumnezeu mă va întreba același lucru. Observați, în momentul în care noi putem face ceva și așteptăm din altă parte, apare o discrepanță nebiblică. Însă lucru uimitor, care recunosc că mi-a rămas din copilărie, poate și datorită anumitor interpretări pe care nu le-am putut accepta, e legată de strângerea firimiturilor. E clar că e vorba de o dovadă a bunăstării și a purtării de grijă a lui Dumnezeu. Dar uitați ce văd eu aici. Precizarea de a strânge firimiturile ne arată că nu îți poți bate joc de ceea ce îți dăruiește Dumnezeu. Într-o lume în care sunt țări unde oameni mor din lipsă de hrană, să nu prețuiești, să nu fii responsabil, mi se pare o mare greșeală și eroare pe care cred că Iisus Hristos o taxează. Ăsta e sensul, tâlcu. Strângeți ca să nu se piardă nimic. Când au văzut oamenii acest semn pe care l-a făcut Iisus, au zis, cu adevărat, acesta este profetul care urma să vină în lume. Atunci Iisus, știind că au de gând să vină să-L ia cu sila, să-L facă rege, s-a retras din nou spre munte. Atunci când te încredințezi Lui, nu-I impui ce să facă, ci te lași surprins de căile sale. Păi, soluția lui Filip mi se pare rațională. O zis, 200 de dinari, 200 de zile, toți banii pune la bătaie, la cât se ajunge. Încercați să vă imaginați cum au reacționat și cum reacționează de obicei oamenii într-un grup în momentul în care apare o idee din asta mai năstrușnică, mai ciudată. Apare Andrei și zice, îi aici un băiețel care are 5 pâini de or și 2 pești. Probabil s-a așternut tăcerea. Nu ți se pare ciudat că exact asta e alegerea lui Hristos pentru a binecuvânta. Observați, Hristos ne învață să inventariem. Oricât de ciudat ni s-ar părea în anumite momente, anumite opțiuni în felul în care privim la viață și la lucrurile acestea. Merită să privim la următorul mozaic. Cei care ați fost în Israel, probabil vă mai aduceți aminte, la biserica înmulțirii pâinilor, undeva pe malul Mării Galilei, există această pictură bizantină, încă din secolul V.
Și vă invit să numărați câte pâini sunt în coș. Și dacă te grăbești, o să zici, măi, oamenii ăștia nu sunt biblici deloc, pentru că nu răspund în spiritul Evangheliei, unde ni se spune că au fost 5 pâini de ori și 2 pești. Însă probabil că oamenii aceștia au intenționat ceea ce Mântuitorul a intenționat, să transmită că cea de a 5-a pâine este cuvântul vieții. În 2 dintre Evanghelii se specifică că în timp ce Hristos învăța, i-a apucat foamea. Și miracolul înmulțirii pâinilor are loc în mijlocul foamei și a setei pe care sufletul omului o avea cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Lucrul acesta ne ajută să virăm spre următorul plan al discuției de astăzi, dar încearcă să-ți imaginezi o mulțime adunată să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Noi, oare cât am rezista într-un astfel de experiment? Cel de-al doilea nivel, semnul interiorității. Ca să vedeți relevanța acestui subiect, gândiți-vă la foamea pe care orice suflet o poartă. La ora actuală se vorbește despre o globalizare a adicțiilor. Cumpărături, chirurgie estetică, substanțe, muncă, pornografie și lista poate continua. Gabor Mate explică foarte clar cum funcționează lucrurile. Dependența este calea leneșului înspre transcendență. Îi strigătul sufletului după împlinire. Problema nu e dependența, ci durerea pe care încerci să o alini și golul interior pe care refuzi să-l recunoști. Și tot el spune cu atâta acuratețe, la baza tuturor dependențelor stă golul spiritual. Nevoia după Dumnezeu, după a ne apropia de El. Iisus poate asigura pâinea necesară vieții biologice, dar vrea să asigure mult mai mult decât atât. Pâinea necesară vieții veșnice. El poate, El vrea să-ți aline sufletul. În prima duminică, după ce m-am botezat, pastorul meu de atunci m-a luat cu el la amvon. Recunosc că i-am purtat gând rău o perioadă. A fost foarte surprins, a crezut că îmi face un bine. Într-un fel, mi-a făcut un bine. Nu o să uit ce am mai vorbit atunci, dar îmi aduc aminte versetul pe care l-am menționat, de la care am plecat. E vorba de Matei, capitolul 4, cu 4. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Descoperirea sufletului, a interiorității, a fost lucru fascinant pentru mine la vârsta de 17 ani. Însă perspectiva mea s-a calibrat mult mai târziu. Dacă citiți cu atenție cuvintele astea, ne lasă următoarea învățătură. Între indiferența aiurită a unora, care n-au altă grijă decât alergarea de dimineața până seara, și fanatismul ridicol al altora, stă echilibrul salvator al Mântuitorului. Hristos nu spune, omul trăiește numai cu Scriptură. Observați ce respect față de pâine, față de corp, față de suflet și față de tine în integralitatea ta. Ioan 6, de la 22 la 27. Mulțimea care rămăseseră de partea cealaltă a mării băgase de seamă că Iisus nu era acolo și Iisus nu se suise în corabia aceasta cu ucenicii, ci ucenicii plecaseră singuri. A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberia, de aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Când au văzut noroadele că nici ucenicii, nici Iisus nu sunt acolo, s-au grăbit, s-au suit în corăbii, au plecat de partea cealaltă. Învățătorule, când ai venit aici? Și Hristos le spune, mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat pâine și v-ați săturat. Impresia îi că tot freamătul ăsta, toată căutarea asta, îi duc pe oameni la Hristos pentru o nevoie de ordin spiritual. Vor să-L vadă, să-I audă cuvintele. Dar comportamentul îi trădează.
Comportamentul ăsta e cu atât mai alarmant cu cât ne gândim la acea mulțime care stă și îl ascultă pe Hristos cu ceasurile. Fiecare dintre noi am trăit în anumite momente acea slăire, acea oboseală, simțeam că un anumit eveniment religios, oricât ar fi de prețios, ziceai că nu se mai gata. Și există o vorbă că mintea nu poate duce mai mult decât poate îndura fundul. Și mă întreb ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia încât i-a ajuns foamea și nu știau ce să mai facă. Dacă nu v-ați fi săturat, m-ați mai fi căutat? Întreabă Hristos. Și se apropie de sufletele noastre. Și tot discursul este legat de tema înțelepciunii. Și ne arată că descoperirea de sine a lui Hristos nu-ți îngustează orizontul vieții, ci îl deschide. Nu o să uit la una din întâlnirile la care a participat domnul profesor Miclea, discutând la final, a zis, ce-mi pare rău în general legat de biserică, e că are o atitudine prea defensivă. În momentul în care ești defensiv, îi răstălmăcești mesajul celuilalt. Îți imaginezi tot felul de lucruri despre celălalt. Întotdeauna dialogul te deschide, te cheamă. Și exact asta face Hristos. În momentul în care îl cunoști, pur și simplu îți expandează perspectiva vieții. Și Logos întrupat ne ajută să problematizăm cu adevărat lucrurile. Ne inspiră, ne provoacă atât la nivel afectiv, spiritual, cât și la nivel mental. Invitația repetată a lui Hristos de a crede în El, de a veni la El, reiterată că El este pâinea care s-a coborât din cer. De 8 ori se repetă. Plus citatul din Vechiul Testament că toți vor fi învățați de Dumnezeu. Sublinează cât se poate de clar nevoia după înțelepciune, după cuvânt care vine de la Dumnezeu. Cum vă raportați voi la cuvintele din Proverbe capitolul 9? Înțelepciunea și-a zidit casa, și-a ridicat cei 7 stâlpi, și-a junghiat vitele, și-a amestecat vinul, și-a întins masa, apoi și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății, veniți, de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Ai realizat vreodată că prezența lui Hristos în credința creștină te invită la un adevărat festin, banchet de încântare ideatică? Nu știu de ce în unele medii ai senzația că trebuie să-ți lași mintea undeva la intrare. Hristosul pe care îl cunosc și care se oferă drept înțelepciune dumnezeiască te ajută să problematizezi și să-ți rezolvi problemele, să cauți soluții indiferent de domeniul de activitate în care te afli. Nu putem merge mai departe fără un mic test pe care să ne-l facem. Este Iisus Hristos pentru mine împlinire, bucurie, încântare, armonie interioară, provocare intelectuală? Când am simțit ultima dată că efectiv nu mai pot dacă nu vin la biserică? Dacă nu citesc din Biblie, dacă nu-i sorb cu nesați cuvintele, viața asta n-are niciun sens. Cam ăsta e testul cu privire la nivelul 2 în care ne aduce semnul lui Hristos de astăzi. Și cel de-al treilea semn, semnul îndumnezeirii sau scandalul. Acu-i-acu. Ăsta e apogeul discursului pe care Hristos îl are în fața copiilor lui Israel. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Păcat că ni s-au tocit
simțămintele, dar și astăzi sună oripilant și deranjant. Dar în vremea respectivă. Foarte interesant e să monitorizezi reacțiile iudeilor în fața acestei realități. Ce semn faci tu? Se întreabă ei. După care cârtesc, pentru că zisese, eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Îl disprețuiesc. Oare nu-i acesta fiul lui Iosif? Se ceartă. Cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Și aici e punctul critic în care se produce o ruptură în sânul comunității, între ucenici. Destul. Vorbirea asta e prea de tot. Și din momentul acesta sunt ucenici care, efectiv, îi întorc spatele. Oare cum am putea noi înțelege aceste cuvinte azi? Harry Nouwen istorisește povestea unei familii pe care a cunoscut-o în Paraguay. Tatăl, medic de profesie, a protestat împotriva dictaturii militare din această țară și împotriva încălcării drepturilor omului. Poliția locală s-a răzbunat, arestându-i fiul adolescent și torturându-l până la moarte. Orbiți de furie, sătenii au vrut să transforme funeraliile băiatului într-un amplu marș de protest. Dar medicul a preferat un alt mijloc. La înmormântare, tatăl a expus trupul băiatului exact așa cum îl găsise în închisoare. Gol, acoperit de cicatricile lăsate de șocurile electrice, de arsurile de țigară și de bătăi. Sătenii s-au perindat unul după altul prin fața cadavrului, care nu era așezat într-un sicriu, ci exact așa cum a fost în închisoare, pe acea saltea pătată de sânge. Acest tată nu a vrut să atenueze șocul tratamentului de care a avut parte fiul lui, ci a lăsat ca lucrurile să vorbească de la sine. Sunt absolut convins că acei săteni nu vor uita în viața lor acea înmormântare la care au participat. Cel mai puternic mesaj a fost unul vizual, șocant, în măruntaie, care îl porți cu tine tot restul vieții. Pentru că sunt mulți copii în via, merită amintit ceea ce s-a întâmplat pe 2 septembrie 2013, acea tragedie din Parcul Tei, din capitală. Un copil de 4 ani, pe nume Ionuț Angel, a ieșit cu bunica sa în parc la o plimbare. Și într-o clipă de neatenție, copilul a fost sfâșiat de viu de niște câini maidanezi. Părinții au fost inspirați să lase capacul ridicat de la sicriu. Pentru ca lumea să vadă. Nu voi uita fața ministrului educației de atunci, Caterina Andronescu, care plângea în hohote. Uneori cea mai bună terapie este șocul. Ceea ce afirmă Domnul această parte din text creează ceartă, cârtire, consternare, dezbinare. Nu doar între iudei, ci și între ucenici, între creștini. Nu cred că puteai rosti ceva mai respingător pentru urechea evreului din vremea respectivă. Numai puțin de 4 ori Hristos insistă că dacă nu mâncăm trupul lui și nu bem sângele lui, nu avem viață. În perioada de început a bisericii erau 3 acuzații răutăcioase care se puneau în cârca creștinilor. Prima dintre ele era ateismul. Că n-au o imagine care să le reprezinte pe Dumnezeu, prin urmare nu cred. E o fantezie care au în capul lor. A doua acuzație era canibalismul. Răstălmăcirea, ceea ce se întâmplă la cina Domnului. Și 3, imoralitatea. Mesajul răsturnat al iubirii promovate de către creștini. 2 întrebări ne țin în corz. La ce se referă? Ce vrea să spună Domnul prin aceste cuvinte și cum ne afectează ele din punct de vedere practic? Și a doua, de ce alege să ne vorbească în asemenea hal încât să creeze șoc, cârtire, consternare și chiar dezbinare? Să le luăm pe rând. După șocul inițial,
nu pot să nu te întreb, se referă la carnea lui sau vorbește despre altceva? Întotdeauna când te întâlnești cu situații de genul ăsta, e bine să citești în cartea respectivă alte ocazii în care autorul vorbește despre lucruri de felul acesta. Dacă facem o scurtă inventariere, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi rezidi. Păi ucenicii abia după înviere înțeleg că, de fapt, Hristos la altceva face referire. Discută cu Nicodim despre nașterea din nou și el înțelege că trebuie să se nască încă o dată din punct de vedere biologic. Discută cu femeia de la Sihar despre apa care îi stâmpără setea sufletului și ea înțelege că are ceva cu izvorul lui Iacov. La fel stau lucrurile și în textul acesta. Cuvintele lui Hristos ne pot deruta cu ușurință. Au un alt mesaj și trebuie perceput și acaparat de o altă manieră. Iată mesajul pe care eu îl înțeleg. Șocul, scandalul pe care îl creează aceste cuvinte ar trebui să producă în noi o reflecție interioară. Rumegarea unui asemenea șoc devine hrana încrederii. Cum s-ar traduce asta? Dacă a avut parte de o moarte atât de brutală, să nu mă pot încrede în el prin problemele și necazurile cu care mă confrunt. Un al doilea tip de hrană este hrana contemplării, hrana uceniciei, extragerea implicațiilor practice pentru viața ta în viața de credință. Să vă ofer un exemplu. Galateni 2:20. Exact asta face Apostolul Pavel. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința, în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Observați ce zice Pavel? N-am planuri pentru ziua de mâine. Hristos trăiește în mine. Asta e secretul vieții creștine. Trăiesc prin credința în El și motivația supremă în viață îi să trăiesc în spiritul sacrificial al iubirii lui Hristos. Un al treilea tip de hrană este hrana contopirii. O să vă surprindă lucrul acesta, are legătură cu ceea ce se întâmplă la cina Domnului, dar rumegarea acestui șoc te face una cu Hristos. Te aduce în brațele Lui și jertfa Lui, sacrificiul Lui, moartea Lui brutală și violentă, îți afectează trăirea, concepția cu privire la viață și felul în care te raportezi la cei din jurul tău. Dacă s-a frânt pentru mine, oare pot spune că am devenit una cu El? Și al patrulea tip de hrană este hrana asumării. Să-L ai pe Hristos în felul ăsta înseamnă să trăiești cu El în banalitățile vieții de fiecare zi. Un vers dintr-o cântare spune: să nu pot altfel să trăiesc de-ar fi să piară trupul meu. Interesant că acest vers a fost scris de un creștin care se afla în închisoare înainte de 89. Valoarea incredibilă a acestui semn este că ne înșurubează exact în ce am sărbătorit săptămâna trecută la frângerea pâinii și ne mută atenția spre evenimentul culminant al patimilor și al învierii. De ce alege Domnul să vorbească într-un asemenea hal? Iată de ce. Ca să ne împiedice să uităm cât de brutal și de costisitor a fost. 2. Ca să ne ajute să adâncim implicațiile uceniciei creștine. 3. Ca să ne avertizeze cu privire la împietrirea. Oare luăm cina Domnului mecanic sau suntem frământați de ceea ce a făcut Hristos pentru noi? Cred că atât perspectiva sacramentală, cât și una simbolică detașată, sunt realități care îți dată un pic la o parte și Hristos te invită altfel
să trăiești, să rememorezi, să fii pătruns de evenimentul morții sale. La fel cum discuția cu Nicodim despre nașterea din apă rămâne undeva în fundal și apare valoarea Duhului, la fel se întâmplă și în textul de față. Discuția despre sacrament, despre cină, este lăsată în fundal și accentul cade pe cuvintele mele sunt Duh și viață. Și poate că Iisus Hristos ne vorbește într-un mod atât de brutal ca să ne putem duce mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Dacă aveți curiozitate, veți putea citi că singura persoană din Evanghelia după Ioan care a luat cina a fost cea în care a intrat efectiv Satana. Este vorba de Iuda Iscarioteanu. Și finalul acestui semn ne rezervă un punct neașteptat în ce privește intensitatea și invitația pe care ne-o face. Versetul 70. Iisus le-a răspuns, nu v-am ales eu pe voi 12 și totuși unul din voi este un drac. Cu alte cuvinte, tot mesajul acestui semn este despre ușurința cu care putem deveni un Iuda. Un semn despre puterea malefică a obișnuinței și uitării. Să nu simți recunoștință pentru pâinea pe care o mănânci, să-ți pierzi apetitul pentru cele spirituale și trei, să nu te mai șocheze nimic când vii la cină, când te apropii de crucea lui Hristos. Acesta este pericolul împietririi pe care îl abordează genial Hristos și apostolul prea iubit. Hristos preferă să ne știe divizați mai degrabă decât amorțiți sau adormiți. Când ești divizat, încă ai opțiuni în viață. Hristos, pâinea noastră cea de toate zilele, pâinea vieții și pâinea lui Dumnezeu. Cât de recunoscător mă simt, cum arată apetitul tău spiritual și cât de străpuns te simți în măruntaie. Reacțiile credinței până în momentul de față la semnele pe care le-a făcut Hristos sunt următoarele. La primul semn, vede și crede. La semnul 2, tatăl acelui fiu bolnav nu vede și crede. Semnul de săptămâna trecută, vede și nu crede. Și astăzi, pentru mulțimea acelor oameni, văd și se dezbină.